asta nu-mi cere să fac în clasa. Hai mă, lasă. Doamne, ce tururi avem aici. Da. Trebuie să-l dau asta. Asta mă așa. Revisarea noastră? Ce faci, fac? Numărăm împreună urmările până la cel mai așteptat duel al fotbalului românesc, indiferent de clasament, Dinamo FCSB. Interes enorm și copiii au venit pentru a-i urmări, așa cum am promis că vă așteaptă Flaviu Stoican și Florin Răduciuiu, antrenorul principal și managerul echipei noastre. Dinamo FCSB, probabil ultimul meci, ultimul derby pe bătrânul nostru stadion, cu casa închisă de două zile, 30% din capacitate, Flaviu Stoican, Dinamo FCSB. Bună ziua, în primul rând. Într-adevăr, ne așteaptă un meci interesant, un meci așteptat de mulți oameni de fotbal. Sper să facem într-adevăr un joc bun, să ne ridicăm la nivelul jocului așteptat de toți suporterii. Nu ne va fi ușor, dar cu atât mai mare va fi bucuria dacă vom reuși. Da, eu nu îmi permit să intru în detalii tactice, eu nu sunt obligația mea, nu este competența mea, dar într-adevăr este un meci, este conținut în continuare derbiul totuși României, în ciuda faptului că știți foarte bine că poziția noastră în clasament este care nu știe toată lumea, dar rămâne totuși un meci în care cred că, mai ales după meciul retur, băieții noștri sunt convins că vor să-și iau o revanșă din punct de vedere a rezultatului mai ales și de ce nu și a jocului. Evident că David Nisa știe foarte bine, dorim să câștigăm acest meci, dorim să fim foarte agresivi, pentru că într-adevăr jucăm cu echipă foarte bună, știu foarte bine. Da, într-adevăr, și ce a zis Johnny Vitoroci de Preț, e ultimul meci pe acest stadion de geara. Credeți că este ultimul meci pe stadionul ăsta? Nu, din punct de vedere... Da, că se va face alt stadion, în ideea asta. Dar chiar credeți că se va face un alt stadion și că ăsta va fi ultimul meci? Cred că da, eu sunt convins că da. Așa am auzit și am informații, cred că da. Deci, asta e, repet, este un meci, până la urmă, ca toate celelalte, una peste alta, pentru că sunt trei puncte în joc. Încercăm să avem nevoie de puncte, știți foarte bine. Mă aștept, repet, la un meci frumos, la un meci în care, evident, să câștigăm. După aia e vorba și o doză de noroc aici, care când s-o are și, evident, vreau acum, eu nu comentez niciodată deciziile arbitrilor, nu menește să mai greșești din când în când, dar într-adevăr, având în vedere situația noastră în clasament, aș dori, mi-aș dori ca arbitrii să fie cât mai buni și cât mai atenți la deciziile pe care le iau, mai ales în momente culminante ale jocului, mă refer la meciul de la Pitești. Pentru noi era foarte important acel gol, dar nu căutăm scuze, repet, probleme sunt peste tot, în fiecare meci văd că apar probleme și aseară au fost probleme, am auzit, n-am văzut meciul. Deci cam asta e. Flaviu Sâmbătu are multă monedă pe provețea asta cu gazonul pentru faptul că ați ales să jucați aici meciul cu Popești, cei de la FCSB. Haideți să o luăm așa treptat și aș vrea ca să răspund la tot ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, pentru că noi, din punct de vedere al declarațiilor, am fost foarte reținut și chiar mă bucură lucrul acesta. În primul rând, o luăm cu mai devreme, Johnny a spus un lucru foarte important. Casa închisă la bilete. Au fost ceva acum câteva zile că, nu știu, să vindem noi abonamentele sau biletele celor de la FCSB. Nu, ca drept dovadă, clar, suporterii din Amovești o să fie un număr foarte mare. Virează la dreapta. Nu, scuze. Apoi virează la dreapta. Și n-aș vrea să trec peste un aspect, ceea ce înseamnă oamenii din care iubesc echipa aceasta, inițiative există,
o parte sau o mare parte a suporterilor din străinătate ne-au făcut o invitație și mă refer la cei din Madrid. Rămâne de văzut când găsim momentul și când și programul să fie în așa fel încât să fie util. Sunt mai multe jocuri de disputat acolo, depinde de formațiile respective, depinde de program, depinde când, în ce dată, pentru că este vorba de acea întrerupere de două săptămâni și mi-aș dori să fie în prima săptămână și nu în a doua. Asta vis-a-vis de oamenii care iubesc această echipă. Oamenii care iubesc această echipă o să fie în număr foarte mare la stadion. Trecem mai departe. Gazonul. Sau nu, meciul cu Popești de Ordeni. De acum încolo, în fiecare săptămână, nu există o intermediară și jucăm și există 7 zile, 6 zile, 8 zile între două meciuri oficiale, am hotărât ca să luăm un meci amical indiferent de numele adversarului. De ce spun asta? Spun asta pentru că vreau să le dau șansa și jucătorilor cei mai talentați din Academie, oamenilor, jucătorilor de la grupa lui Gică Mihali, jucători foarte tineri. Ca drept dovadă de aceea am luat și acest amical. Am avut 8 jucători de la echipa a doua, plus un jucător de la Gică Mihali. Am avut 2 jucători care veneau după 2 săptămâni de pauză, și mă refer la Jafer și Amzar. A fost un jucător, Rodriguez, care a venit cu 2 zile înainte. Deci asta a fost scopul acestui amical și nu Dinamo București a fost învinsă de Popești de Ordeni. Dinamo București va juca mâine contra celor de la FCSB. În ceea ce privește starea gazonului, gazonul mâine o să se prezinte în condiții bune. Adică nu putem să spunem că este praf, că nu, că am jucat fotbal și pe stadioane sau pe gazoane, pe terenuri mult mai rele. Deci mâine dacă... cei care organizează meciurile de fotbal, dacă ne pun să jucăm în lift, noaptea la 2, contra altor echipe, noi jucăm în lift. Nu vreau să căutăm scuze că suntem o echipă care suntem formată, în cât suntem astăzi? În 29, nu? 29. Ne-am întâlnit pe data de 5 ianuarie aici. Pe 5 ianuarie și până acum sunt 24 de zile. Preocuparea mea este ca în 24 de zile să încercăm să ne ridicăm la nivelul celor de la FCSB, o echipă cu jucători foarte talentați, cu jucători care sunt cotați la sume foarte mari în ceea ce privește transfer market și calitatea lor, cu jucători tehnici, cu jucători buni. Și atunci noi vom vedea dacă mâine o echipă formată în 24 de zile, cu unii care au venit acum 2 zile, cu unii care au venit acum 5 zile, dacă putem să ne ridicăm la nivelul celor de la FCSB. Eu cred că da, dar rămâne de văzut și să nu fie doar vorbe. În ceea ce privește arbitrajul, meciul de la Pitești, într-adevăr, a fost o greșeală. Nu am făcut tantam, nu am făcut nimic, nu am intrat în polemici. Omul a venit după, a zis că așa a văzut. Bun, a văzut, e o greșeală contra echipei noastre. Era un gol care putea să ne dea elan. Nu vreau ca să dăm vina doar pe arbitraj. Sper, într-adevăr, să se facă cât mai puține greșeli. Mai multe vom vedea mâine. Ce vă îngrijorează, în primul rând, înaintea acestui meci? Nu știu dacă e vorba de îngrijorare, e vorba doar de emoții din acestea pozitive, care mă gândesc cât de mult va ține mâine, ritmul Rodriguez, Ivanov, doi jucători în care eu cred, doi jucători care au venit în această săptămână. Mă gândesc când îi voi introduce, cum îi voi introduce, la ce scor, dacă conducem, dacă suntem conduși, dacă este meci egal. Rămâne de văzut. Astea sunt gândurile, preocupările mele. E la fel de adevărat, per total, preocuparea mea este să ne găsim identitatea de joc, pentru că suntem o echipă care încă ne-o căutăm și campionatul este în plină desfășurare. Și de ce vă spun asta? Noi trebuie să știm exact cum stăm. Suntem o echipă care facem pressing, suntem o echipă reactivă, suntem o echipă cu posesie prelungită, suntem o echipă care jucăm direct pe poartă și atunci de aceea este nevoie de timpul ăsta, doar că noi nu-l avem și eu nu-l am și nu vreau să-l caut. Vreau să facem totul calculat, chiar dacă ne presează acest timp. Deci acestea sunt preocupările mele și nu
aș vrea să intru în nicio polemică, că am văzut și sunt foarte atent la declarații, sunt foarte atent la ce se vede la televizor, să intru într-o polemică și cu cineva din conducerea celor de la FCSB, pentru că eu îi respect, indiferent de cum, ce funcție au acolo, îi respect, pentru că atunci când ne întâlnim pe stradă, ne salutăm. Și atunci nu mi-ar plăcea să intru și eu într-o polemică, când gândul meu trebuie să fie și concentrarea mea doar la joc. Și nu cred că m-ați auzit pe mine, pe Florin Radu Răduceu sau pe cineva din conducerea clubului, că a jignit sau că a vorbit decât la superlativ de adversari. Nu m-am băgat în programul echipei adverse, nu le-am spus când să fac antrenament, cum să fac antrenament, în ce tricouri să joace, cum e terenul, vremea. Nu m-a interesat. Pe noi ne trebuie, m-a interesat și mă interesează ceea ce facem la echipă. Asta le-am transmis și jucătorilor. Nu vreau să vă perturbe nimic. Doar la fotbal. Nicio declarație care nu vă convine vă ia din 5%, 10%, depinde cum este starea voastră de spirit, din concentrarea ceea ce înseamnă fotbal. Oamenii vor să vadă pe teren fotbal. Deci, concret, eu, ca și antrenor, și oamenii din conducerea clubului, și Radu Răduceu, și toți suporterii, vor să vadă dacă o echipă făcută în 24 de zile poate să bată FCSB, o echipă cu jucători foarte talentați. Cum îi veți motiva pe jucători? Și mă refer la amândoi, pentru că voi ați jucat în astfel de meciuri și bine, astea sunt alte vremuri acum, dar totuși. Tot trebuie să vorbiți, să le arătați, să îi băgați în atmosferă, nu? Da, sunt lucruri care noi deja ne-am gândit la ele, eu m-am gândit la ele, am comunicat și cu Radu, suntem, o să fie destul de motivați, poate peste 100%. Și atunci rămâne ca și ei, prin calitățile care le au, mă refer la jucătorii pe care îi antrenez, să arate și pe teren, pentru că motivație există. Există chiar supra-motivație. Să fiți convinși de lucrul acesta și să fiți convinși că FCSB-ului nu-i va fi ușor mâine aici. Chiar dacă toată lumea sau marea majoritate a oamenilor, pentru că v-am zis, urmăresc emisiunile sportive, urmăresc declarații, urmăresc tot ceea ce înseamnă fotbal, îi dau favoriți pe cei de la FCSB și încă cum. Și cu luat din ăsta așa la glume. Dom'le, dacă joacă cu apărarea sus, ai câte o să, nu vreau să-mi imaginez. Se răspunde rezultatul din... Da, dar să știți că în echipa de bază mâine nu mai sunt decât doi jucători, adică Torje și Răuță. Nu mai mi-aduc aminte dacă a jucat Ivanovski în meciul acela. Și să țineți cont că meciul acela a fost pierdut cu un om mai puțin. Deci clar, pentru că până atunci a fost un duel echilibrat. Un duel echilibrat și atunci, bine, rămâne exact cum e în fotbal, rămâne rezultatul. Dar a fost un cartonaj roșu luat de Steliano Filip. Poate, nu vreau să intru iarăși, că poate prea ușor sau prea... A fost un cartonaj roșu, din am jucat în 10 oameni, dar din echipa... Deci mâine va fi un alt meci. Deci să nu vină cumva să creadă că vin pe gleznuțe și... Nu, mâine va fi un meci bărbătesc. Vor juca și cu tricourile acelea negre, numele fanilor, nu? Da, da, și este un motiv de bucurie pentru mine, pentru că vă spun de ce. Faptul că există în România o astfel de inițiativă. Am văzut și cei de la Petrolul Ploiești încearcă același lucru. Adică este foarte important că această echipă, chiar dacă este pe locul pe care este, este foarte, foarte iubită. Și atunci este normal ca și noi să le răspundem cu aceeași monedă și mai mult decât toate lucrurile astea, pe teren. Tu ai mai reușit să îi încurci pe cei de la FCSB și cu echipe la fel mai slab cotate. Echipa e pregătită? Da, echipa este pregătită din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, da, pentru că fac comparație cu cine? Cu adversarii. Și am avut un meci cu cei de la FC Argeș-Pitești și nu cred că noi am fi meritat să pierdem. Și atunci facem o comparație. Suntem la același nivel, cel puțin, cu adversarii, da. Și eu spun că echipa este pregătită. Singura preocupare a mea este, v-am zis, ce fac cu jucătorii care au venit în ultima perioadă, în ultimele zile, pentru că nu aș vrea ca să risc ceva din punct de vedere medical, să-i văd că ies cu rupturi după meci sau cu întinderi sau că nu putem să ducem rinul. Deci trebuie să fiu foarte atent la aceste detalii. Din ceea ce am vorbit cu domnul președinte, doar Nica
și rămâne ca cei doi să, în următoarea perioadă să plece. Dar gata, să trimea perioada de transfer, mai vine cineva, un atacant sau ceva, nu știu cum mă gândesc acum. Am vorbit și cu Radu, clar, până când se termină perioada de transferări, o să fim foarte atenți ceea ce înseamnă jucătorii de atac, pentru că avem nevoie de dubluri pe posturi. Deci încă nu, suntem atenți, analizăm, avem într-adevăr jucătorii pe care ne uităm, la care ne uităm, care îi analizăm și o să luăm o decizie în viitorul apropiat. Ați vrut Baptiste, Victor de Chivie? Încă nu, dar este un jucător care mie îmi place. Este vorba de cum se prezintă la antrenament, cât de implicat este, ce fel de caracter are și este un jucător care mie îmi place. Rămâne de văzut din punct de vedere financiar. A venit vorba de jucători. Săptămâna aceasta, lui Tibur, mi-a spus că nu mai există jucători talentați în România. Sunteți voi o jucători de echipă națională. Ce părere aveți despre chestia asta? Pentru că, până la urmă, nu știu că sunt cu jucători ce aici la mine. N-am înțeles întrebarea. Luați-vă, mi-a spus că nu mai există jucători talentați în România. Ce părere aveți? Nu există jucători talentați. Poate există, poate nu există, dar eu am ajuns la concluzia de că sunt de 5 ani în România și talentul nu mai e de ajuns. Talentul nu mai e de ajuns. Putem să zicem de jucători români că sunt foarte talentați, dar uitați-vă, de exemplu, Vlahović, facem un exemplu. Era un necunoscut acum un an, nu a jumate, da? Am citit și eu pe internet, m-am documentat, avar n-aveam de el. De ce jucătorii, s-au mai spus și voi sunteți oameni de fotbal, s-au mai spus de jucătorii, facem așa o comparație între jucătorii de acolo și jucătorii români și chiar și bulgari, să zicem. Noi zicem că sunt talentați, dar nu mai e suficient acest talent. Este mai mult decât important în ziua de astăzi cât tu îți dorești să devii fotbalist, câte sacrificii vrei să faci de, evident, e un parcurs foarte greu de făcut, să zic, în care e un jucător. Deci de ce noi nu mai reușim? Pentru că v-am spus, nu mai avem acea mare dorință de a deveni mari fotbalist. Suntem în general, nu vreau să fiu polemic, dar ăsta este adevărul și este adevărul, nu putem să legăm, nu mai avem jucători care să reușesc să se impună în campionatele puternice. De ce jucătorii sunt croați, acest ADN pe care ei îi au, și aici e adevărat, sunt foarte de acord cu Neacornel Din. Îmi spune că nu avem acest spirit luptător și acea dorință de a ajunge cu orice preț și a face mari sacrificii de mici până când ajungi într-adevăr la echipele bune în România, mă refer la FCSB, Cluj, Dinamo chiar, dacă spune. De ce ei nu reușesc să... Deci, acest talent e deja o legendă pentru mine. Talentul ăsta nu mai contează. Nu mai contează. Contează determinarea, ambiția de a te sacrifica și a ajunge fotbalist. Restul nu mai contează. Dar ce s-a schimbat între generația dumneavoastră și generația... E vorba de societatea românească, nu intru acum. E vorba, oglindește într-adevăr societatea în care trăim, climatul puțin sănătos în care creștem tinerii noștri, în care vedeți și dumneavoastră. Dar asta e o discuție care eu nu vreau să o dezvolt. Deci să-ți răspund la întrebarea ta, talentul nu mai este suficient, sunt suficiente alte calități pe care jucătorii nu le mai au. Sau nu le mai au, sau nu știu, nu le mai avem și care ar trebui să le într-un fel sau să le recâștigăm, să le redobândim, să le, nu știu, să... Deci asta este părerea mea. De cât timp mai plac de nevoie ca să arate echipa așa cum dorești tu? Eu mi-aș dori de mâine să arate așa cum. Acum e rețeta, știți cum este, rețeta nu are cineva, că sunt mâine dacă noi reușim să câștigăm, cum? Deci nu mai ne trebuie timp. Nu, ne trebuie timp, într-adevăr, ne trebuie pentru omogenitate. Nu știu unii dintre jucători cum să strige să fie pe prenumele la celălalt. Deci este destul de delicat, dar nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta și mi-am impus asta că ai nevoie de timp pentru că nu l-am. Și atunci când știu că nu am ceva, la ce să mai mă gândesc? Mă gândesc la lucruri care pot să le am și mă gândesc că putem să batem mâine FCSB, chiar dacă pleacă favoriți. Asta este realitatea, o echipă bună cu jucători. Am fost și la meciul cu CFR Cluj, am văzut o echipă FCSB care în multe momente a dominat CFR-ul. A reușit să marcheze 3 goluri cu o apărare foarte bună. Deci nu este ușor. Dar ca și timp, pentru ce să mă gândesc la ceva ce nu am? Și atunci mă gândesc la ce pot să fac în perioada asta. Cum îi organizez, cum le găsim momentele slabe celor de la FCSB, cum profităm de ele, cum îi blocăm. Pentru că la lucrurile astea trebuie să fiu atent. Așa timpul aș vrea să am la dispoziție foarte mult. Dar nu există și nu mai mă gândesc la el. Mulțumim. Cu drag.
Botoșani. Mm-hmm. Care e? Noi jucăm la Botoșani, săptămâna viitoare.